bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Centrul de excelență în cercetare, diagnosticare și tratament pentru sănătate, inclus în proiectul Parcului Științific Măgurele, o speranță pentru pacienții cu boli grave din toată lumea. Caracteristicile și utilitatea folosirii tehnologiei PRGF și în ce situații se recomandă tomografia computerizată în stomatologie. În rubrica La dentist cu dr. Leahu. Calitățile curative ale stânjenelului și o mască naturală de sezon cu rezultate deosebite. În rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Cel mai ambițios proiect al României, Parcul Științific Măgurele, aflat în prag de realizare, include un centru de excelență în cercetare, diagnosticare și tratament pentru sănătate, care ne-ar asigura un loc onorabil pe harta inovației și dezvoltării în medicina mondială. Despre importanța Centrului de Excelență în Cercetare, Diagnosticare și Tratament pentru Sănătate de la Măgurele și rezultatele concrete ale studiilor oamenilor de știință implicați în proiect, aflăm de la academicianul Nicolae Victor Zamfir, director general al Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară, Horia Hulubei. Ca orice alt proiect științific, în momentul când îl construiești, îți plănuiești ce vei face cu el. Sigur, s-a făcut programul științific împreună cu colaboratori noștri din întreaga lume. Am făcut niște previziuni la ce experimente și ce vom studia. O bună parte din aceste experimente sunt legate de aplicații, iar în cadrul acestor aplicații ale cercetărilor, partea de noi tehnologii care să fie folosite în sprijinul diagnosticării sau tratării unor boli constituie o parte foarte mare. Vă dau un exemplu, noi produse radiofarmaceutice. Sunt produse, sunt elemente care emit radiații și folosește acele radiații în scopul respectiv. Cel mai bun exemplu, și cred că toată lumea îl știe, este exemplu cu tomografele. La tomografele, care acum sunt răspândite, folosesc o substanță numită fluor 18, pe care emite o mică radiație, care nu e dăunătoare pentru corp, și astfel încât prin înregistrarea acelei radiații emise de substanța respectivă, face poza organului. Și se poate vedea organul din interior ca o fotografie. S-a propus să se studieze dacă se poate obține un element, se numește platin, un element radioactiv, platinul 196, se numește, care emite o mică radiație și are avantajul că poate fi introdus în substanțele folosite în chemoterapie. Se pare că acest tratament care se numește chemoterapie este eficient într-o proporție de două treimi la pacienți. Deci o treime dintre ei urmează acest tratament fără să fie eficace. Iar medicii care fac prescriu acest tratament nu știu dinainte dacă pacientul sau tratamentul e propice sau nu. Prin această substanță, că dacă descoperim acest element, se poate vedea de la început unde se duce substanța chemoterapie. Că știți cum, substanța de chemoterapie se duce oriunde în corp, afectează toate organele, dacă nu se duce unde trebuie, tratamentul este ineficient. Plus că bolnavul suferă o suferință în timpul tratamentului și nici nu este eficient. Și atunci, cu acest radioizotop se determine de la început dacă chemoterapia este eficientă pentru pacient sau nu. Un alt radiofarmaceutic ar fi așa numitul molibden 99, este un izotop care de 15-20 de ani se folosește în lume pentru diagnosticarea și tratarea bolilor cardiovasculare, însă cererea în lume este de câteva ori mai mare decât posibilitatea tuturor reactorilor nucleare din lume de produs. De aici și prețul mare. Iar prețul de producere însă
este extrem de mare pentru că ele se produce în reactoare și se separă unul din cei peste 300 de elemente care se produc. Pe când propunerea de la el este ca în câteva minute din molibden natural să obținem acel molibden nou. Deci dacă una dintre aceste lucruri iese, nu mai avem nevoie nici de bani europeni, nici de bani, că e vorba de afaceri de miliarde de euro. Sigur că centrul nu va fi o fabrică de producere, se va studia tehnologia, se va pune la punct și sperăm ca să existe firme și companii care să preia să producă direct, să o desfacă societății. Asta e problema de transfer al tehnologiei direct unei firme care să desfacă pe piață. Există foarte multe, zeci de firme care ar fi interesate să se localizeze în apropierea centrului, să avem un dialog permanent cu ei și de aici și necesitatea acestui parc științific, să fie o localizare a acestor firme care să fie gata să preia producția și apoi desfacerea acestor produse. Aici suntem în discuție și Consiliul Județean, suntem în discuție și cu factorii medicali. Noi, fizicienii, putem să punem la dispoziția medicilor diferitele mijloace și instrumente. Medicii sunt cei care trebuie să le folosească. Deci, sigur că în discuție posibilitatea construcției unui centru medical alături de noi, în care noi să dăm fascicolul pentru protonoterapie, să dăm izotopii, însă medicii sunt cei care vor conduce și acest centru medical. Și sigur, având în vedere că suntem trei, să zicem, grupuri diferite, suntem noi cercetători din fizică, sunt medicii care vor folosi ceea ce le dăm noi și administrația care va decide cum și când să se facă. Sigur, proiecte teoretice avem. Acolo nu avem nevoie neapărat de colaborare strânsă cu administrația, pentru că se scriu lucrări științifice, se citesc de cei din comunitatea respectivă, că sunt fizicieni, că sunt medici, însă în momentul când trebuie să aplicăm în practică, avem nevoie de sprijinul administrației și sprijin politic, bineînțeles. Tehnologia PRGF sau plasma bogată în factor de creștere. O tehnologie care susține semnificativ procesul de vindecare și asigură un rezultat excelent intervențiilor în stomatologie. Tomografia computerizată, o investigație imagistică de mare acuratețe, este absolut necesară în unele cazuri în stomatologie. Caracteristicile și utilitatea folosirii tehnologiei PRGF și în ce situații se recomandă tomografia computerizată în medicina dentară. Într-o nouă rubrică, La dentist cu dr. Leahu. Bun găsit! Tehnologia PRGF sau plasma bogată în factori de creștere pare de domeniul viitorului. Adevărul este însă că este folosită de ceva ani în România și care are rezultate fantastice. În ce constă această tehnologie și mai ales la ce folosește, aflați din materialul următor. Tehnologia PRGF este tehnologia prin care putem să grăbim vindecarea oricărei intervenții chirurgicale folosind o cantitate mică din sângele propriu al pacientului. Este o tehnologie brevetată în Spania, este o tehnologie care are deja studii pe 15 ani și este numărul 1 în lume când vine vorba de această tehnică în care să folosim propriul sânge al pacientului pentru a grăbi vindecarea și mai are un aspect foarte important, scade și riscul de infecție, scade riscul de complicații, scade durerea de după acest tip de intervenții chirurgicale. Care este exact traseul pacientului care beneficiază de PRGF? Când vin pacienții la clinică pentru intervenție, pentru un implant dentar, pentru a îndepărta un dinte, pentru a face o grefă osoasă, pentru a face o grefă gingivală, cam în orice intervenție în care trebuie să avem o vindecare foarte bună.
Pacientul vine mai repede cu 20 de minute decât ora programată, îi se recoltează 4 fiule de sânge, adică 40 de mililitri, și intră într-un aparat special, iar prin centrifugare obținem factorii de creștere proprii ai pacientului și fibrina pacientului. Iar în timpul intervenției noi folosim acești factori de creștere să putem să punem pe suprafața implantului deja informația că vrem o vindecare foarte bună la locul inserării implantului. Și de asemenea se folosește și fibrina, se face o membrană biologică cu care acoperim toată zona operată. În felul acesta, cum ar veni, pornim cu vindecarea care în mod natural s-ar întâmpla peste 2 săptămâni. Deja cu acea vindecare plecăm din timpul intervenției. În prezent, tehnologia nu este atât de răspândită în România, fiind adoptată în special de clinicile mari de stomatologie. În prezent, tehnologia PRGF există în România cam de 5 ani de zile deja. Noi avem cel mai multe cazuri, avem peste 1000 de pacienți tratați cu ajutorul acestei tehnologii. În ultimii 3 ani facem eforturi sporite să educăm pacienții și să educăm și medicii când vine vorba de această tehnologie, astfel încât acum este destul de răspândită. Doar că aici a mai apărut o mică problemă. Este tehnologia originală PRGF și există și tehnologii paralele, în care nu este aceeași tehnologie, dar totuși se folosește sângele pacientului, se folosește o centrifugă, dar nu centrifuga originală, ci o centrifugă poate obișnuită de laborator, iar rezultatele diferă. Pentru că, din păcate, pacientul deja are eforturi mari de a înțelege tehnologia asta în care îi folosim sângele. Este destul de greu să înțeleagă că există tehnologie originală și tehnologie adaptate în România. Și aici e foarte important ca pacientul să înțeleagă dacă este o tehnologie de la BTI, de la Institutul de Biotehnologie din Spania. Deci doar acea tehnologie are cele mai multe studii la ora actuală și are această vechime de peste 15 ani și are un protocol care este păstrat deja de 15 ani. Deci, deși au tot cercetat, au încercat să o îmbunătățească, este efectiv cea mai bună soluție prin care putem să grăbim vindecarea la ora actuală. Pacienții trebuie să știe că această tehnologie de vindecare rapidă vine foarte mult în sprijinul celor care suferă de afecțiuni unde există probleme cu vindecarea, cum ar fi diabetul. Noi folosim această tehnologie pentru orice tip de pacient, dar cu siguranță vedem rezultate foarte, foarte bune acolo unde pacientul are probleme cu vindecare. Și aici vorbim de pacienții care au diabet. Pentru că acolo, la pacientul diabetic, există un risc sporit de infecție și o vindecare foarte, foarte greoaie de obicei. Tocmai folosind această tehnică, reușim să tratăm pacientul diabetic ca și cum ar fi un pacient sănătos, fără niciun fel de complicații. Așadar, tehnologia PRGF ajută la regenerarea țesuturilor și reduce semnificativ timpul de recuperare după o intervenție chirurgicală. Rata de succes a implanturilor dentare este de 100% și este eliminat cu totul riscul de inflamație, infecții sau orice alte complicații postoperatorii care mai pot să apară. Tomografia computerizată este o investigație imagistică non-invazivă utilizată pe scară largă în medicină, deoarece oferă imagini superioare din punct de vedere al calității și al detaliilor față de o radiografie convențională. Pentru anumite categorii de pacienți, examenul clinic și radiografia panoramică nu oferă date suficiente pentru a aprecia corect și complet starea cavității orale și tocmai de aceea este nevoie de o tomografie computerizată. O tomografie este cel mai adesea recomandată înainte de un implant dentar, deoarece imaginile permit planificarea mult mai exactă a unei scheme de implant. Cu astfel de investigație, medicul află informații importante despre masa osoasă a pacientului. În caz că este nevoie de os suplimentar pentru inserarea implanturilor, în urma tomografiei va putea fi măsurat volumul de os necesar. Tomografia dentară este utilă și pentru a vedea cum sunt poziționate exact rădăcinile dinților care se află în vecinătatea viitoarelor implanturi dentare și pentru a localiza sinusurile maxilare. În urma unei astfel de investigații pot fi depistate și tumorile localizate la nivelul cavității bucale. De asemenea, este o procedură care poate fi de ajutor și pentru depistarea infecțiilor din sfera oromaxilofacială. Pacientul nu are nevoie de pregătiri speciale înainte de această investigație imagistică, doar că trebuie să știe că în cazul în care poartă o proteză dentară, aceasta trebuie să fie îndepărtată.
Totodată, trebuie ca bijuteriile, ochelarii și agrafele de păr să fie scoase la fel ca la o radiografie obișnuită. Pacientul trebuie să respecte indicațiile pe care le primește în momentul în care are loc procedura. Aceasta poate dura între 20 și 40 de secunde pentru o scanare completă a cavității bucale. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Calitățile curative ale stânjenelului și o mască naturală de sezon cu rezultate remarcabile. În rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Frumosul iris sau stânjenelul, cum mai este cunoscut, apreciat pentru frumusețea florilor și parfumul delicat, are calități curative deosebite într-o gamă largă de afecțiuni. O mască naturală din miere, avocado, ulei de măsline și fuși de ovăz este un adevărat balsam pentru ten în această perioadă a anului. Calitățile curative ale stânjenelului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre calitățile curative ale unei plante cunoscute și apreciate, îndeopște pentru frumusețea și parfumul fin al florilor, stânjenelul sau irisul. În rădăcina plantei sunt concentrate substanțe cu efecte curative notabile, cunoscute din vremuri străvechi. În scopuri terapeutice se folosește rădăcina uscată, deoarece în stare crudă sau sub formă de suc poate provoca dureri de stomac, diaree și chiar vărsături. Planta îmbunătățește sănătatea pielii. De altfel, pudra din rădăcină se adaugă în creme dermatologice și în loțiuni purificatoare și tonice, deoarece curăță în profunzime, hidratează și crește elasticitatea epidermei. Stânjenelul este folosit și în aromaterapie pentru parfumul său subtil. Notabil este însă faptul că stânjenelul este un remediu naturist eficient în diverse afecțiuni ale pielii, inclusiv în arsuri. Pudra din rădăcină este bună și pentru ameliorarea durerilor în cazul bebelușilor cărora le cresc dinții. Este bine însă ca remediul să se aplice la recomandarea medicului pediatru. Potrivit studiilor științifice, în rădăcina de stânjenel sunt concentrate 9 substanțe care ajută la combaterea bolilor articulare. De obicei, în astfel de cazuri se recomandă folosirea tincturii. Rădăcina irisului are și proprietăți expectorante, cu acțiune în bolile aparatului respirator, de la infecții pulmonare la bronșite și iritații ale gâtului. Cazurile de constipație, balonarea și gazele intestinale în exces pot fi tratate de asemenea cu această plantă. Planta acționează și ca diuretic natural, cu efecte notabile în detoxifierea organismului. Bolile inflamatorii ale ficatului și splinei pot fi tratate de asemenea cu rădăcină de stânjenel, dar are efecte și în curățarea sângelui, contribuie la o bună funcționare a rinichilor și a glandelor endocrine, ajută digestia și stimulează pofta de mâncare. În uz extern, rădăcina de stânjenel se adaugă în compoziția cremelor, loțiunilor și serurilor. În uz intern, se administrează sub formă de tinctură, vin, ceai sau decoct. Atenție! Este bine să cereți sfatul medicului înainte de a vă trata cu preparate pe bază de rădăcină de stânjenel și, în general, atunci când optați pentru tratamente naturiste. Atât despre stânjenel. Este momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun o mască naturală din miere, avocado, ulei de măsline și fulgi de ovăz, numai bună de aplicat în acest sezon. Amestecați bine 100 de grame de miere, un fruct de avocado curățat de coajă, câteva picături de ulei de măsline și 100 de grame de fulgi de ovăz. Aplicați pasta obținută pe față, gât și decolteu și lăsați să acționeze circa 20 de minute. Clătiți bine la final cu apă călduță. Rezultatul, o piele fină, catifelată, proaspătă și strălucitoare. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că supa, în cazul în care ați uitat să-i luați spuma, se va limpezi dacă adăugați un albuș de ou nebătut?
Acesta va coagula resturile de spumă și astfel supa va deveni limpede. Știați că masculul maimuței urlătoare din Amazonia este cea mai zgomotoasă creatură de pe Terra? Urletul acestuia se aude pe o distanță de 16 km. Știați că în topul celor mai frecvente operații estetice efectuate în Statele Unite ale Americii, pe locul întâi se află cea de strâmtare a vaginului? Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!